Doamna Fusu, care este poziția dumneavoastră în privința scandalului care se desfășoară acum în Parlamentul Republicii Moldova și care sunt șansele ca PLD-MEU să iasă din alianță, să facă front comun cu comuniștii? Scandalul despre care vorbiți dumneavoastră din Parlamentul Republicii Moldova a fost cauzat de un incident tragic. Am în vedere vânătoarea de la pădurea domnească, la care au participat înalți funcționari publici din Republica Moldova, la care au participat Procurorul General al Republicii Moldova, președintele Curții de Apel, judecători. Acestea sunt persoanele deja făcute publice, care s-au gândit și prost s-au gândit să tăinuiască cele întâmplate la vânătoare. Fac referință la rănirea și ulterior decesul domnului Paciu, regretabil lucru. Ori așa persoane suspuse ar fi trebuit să-și dea seama că, de fapt, datoria lor este să comunice, să facă cât mai transparentă această situație și să elucideze până la capăt evenimentul tragic. Deci, făcând lucrul acesta, încercând să tăinuiască, au făcut, de fapt, o gravă încălcare a atribuțiilor care le-au fost conferite de către funcția înaltă pe care o dețin. Și a înrăutățit foarte mult și propria lor situație, pentru că acum societatea întotdeauna își va pune semnul de întrebare dacă nu cumva se mai ascunde încă ceva secret și nouă nu ne se spune. Este salutabil faptul că până la urmă Procurorul General Zupco a scris cerere de demisie, că aceeași cerere de demisie a scris-o și directorul Ion Lupu, directorul Mold Silva. Este corect că Parlamentul a votat demiterea lui Zupco și, în general, toate persoanele cu funcții înalte responsabile în stat ar fi corect să-și depună din proprie inițiativă demisia, pentru că au fost părtașii unei tăceri care a alertat întreaga societate din Republica Moldova, dar și societatea internațională, eveniment care a și produs scandalul din Parlament despre care vorbiți dumneavoastră. Iar la cea de-a doua întrebare, dacă PLDM va pleca sau nu din alianță, cred că nu este în interesul cuiva ca alianța să nu mai existe. Este un fapt, ar fi un fapt foarte păgubos dacă s-ar destrăma Alianța pentru Integrare Europeană, așa cum s-a destrămat ADR-ul în 1998 și prin această destrămare a ADR-ului, Republica Moldova a mai făcut vreo 10 pași înapoi, pentru că ulterior au venit comuniștii la putere. Acum, cu toate divergențele care sunt în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, trebuie să ne calmăm, să facem tot ce este corect și legal din partea noastră. Fiecare formațiune și-a asumat unele obligațiuni atunci când a creat Alianța pentru Integrare Europeană, iar scopul major este de a scoate Republica Moldova din trecutul întunecat, învechit și sărac și de a merge în continuare prin reforme spre integrarea în Uniunea Europeană. Consider că este o răfuială, dacă e să vorbim, să ne referim la scandalul din Parlamentul Republicii Moldova, este o răfuială sau o neînțelegere clară dintre doi oameni de afaceri, Vlad Plahotniuc și Vlad Fila. Ori, în opinia mea, în parlamente, inclusiv în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că vorbim despre Parlamentul Republicii Moldova, oamenii de afaceri nu au ce căuta. De asemenea, oameni de afaceri, pentru că întotdeauna businessmanul va gândi nu în direcție strategică pentru bunăstarea poporului, ci va gândi întotdeauna sau va fi cumva marcat de propria lui afacere, din propriul lui business. Iată de unde acest conflict, pe care sper să-l depășim
Bineînțeles că democrația nu se face în două zile. Democrația trebuie cucerită și trebuie de luptat pentru ea pas cu pas, lucru care se și întâmplă. Libertatea de exprimare și-a jucat rolul său în această istorie cu vânătoarea de la Pădurea Domnească, pentru că presa a bătut alarma și prin această presiune a impus atât politicienii cât și cei implicați în acest caz să reacționeze.